Bună ziua! Bucuroși de oaspeți! Astăzi, aici, în această minunată familie, este mare sărbătoare, căci își sărbătorește ziua de naștere cel mai bun, cel mai scump, cel mai iubit, fecior, soț, tătic, bunic. Domnule Vecislav, știi precins că de dimineață ați mai primit mesaje de felicitare. Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și vă dorim tot binele din lume. Sănătatea să vă găzduiască, norocul să vă însoțească, aici, în casă, în familia dumneavoastră, să domnească dragostea, să domnească norocul, cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă. Și v-aș mai spune, la mulți ani, cu sănătate, Domnul să vă dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc. Și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și v-am pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți cine a solicitat felicitarea? La fiecare, cred. Haideți să vedem! Țineți o tortă pentru masa de sărbătoare. Ceva mai special pentru tăticul. Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Scumpul, bunul și iubitul nostru, astăzi, în livada vieții tale, sădești încă un nuc. Fie că el să crească și mai roditor decât cei pe care îi ai deja. Despre tine s-ar putea scrie cărți. Cărți de omenie, modestie, hărnicie, înțelepciune și multe calități pe care mata le ai. Să știi că cele mai frumoase sărbători le-am avut acasă. Ne-ai pus pe masă cea mai dulce pâine și ai fost cel mai mândru de reușitele noastre. Un tată te învață să nu uiți de unde ai plecat și ți oferă încredere pe drumul ce-l urmezi. Datorită ție avem speranță, înțelepciune și credință. Numai dintr-un copac puternic și roditor puteau să mugurească alți lăstari ca noi. Iar dacă noi avem cu ce ne mândri, este datorită ție. Datorită educației pe care am primit-o de la tine, ne-ai învățat să fim oameni în viață, oameni de calitate, care să treacă prin viață frumos. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru noi, pentru faptul că ne susții când ne e greu și că ne dai un sfat atunci când avem nevoie. Puterea și dragostea ta ne-au îndrumat și ne-au dat aripi pentru a ne ajuta să zburăm. Cu ocazia zilei de naștere, îți aducem calde din inimă felicitări, însoțite cu urări de bine și belșug. Fie ca anii trăi să-ți aducă multă fericire, viața să fie plină de înțelegere și susținere din partea celor dragi, să te bucuri de multe clipe spectaculoase, să ai parte de magia dragostei, nobleții, bărbăției și a gândurilor împlinite. Îți dorim multă, multă sănătate, să fii mereu în lumina frumosului, pentru a-ți realiza din plin visurile și speranțele, năzuințele și aspirațiile, credința și iubirea să te însoțească pretutindeni. De ziua ta să ai o zi presărată cu zâmbete și înfrumusețată de oameni care te iubesc. Fie ca amicii adevărați să rămână aproape, iar dragostea să fie cea pentru care merită să trăiești o viață. Te iubim enorm! Cu un la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vin fiicele Rodica și Inga, ginerii Andrean și Iulian, nepoții ei, Stas, Jasmina, Cleopatra și Sofia, mămica Emilia și acea persoană care este mereu alături și la bine și la greu, soția Eugenia. Felicitări dumneavoastră! Știți, domnul Vecislav, cred că prin intermediul nostru sunt și ei, aici, acasă. Puteți să le transmiteți un mic mesaj? Vă mulțumim tare frumos de-n suflet fetelor, atât care m-ați felicitat. Vă doresc sănătate și tot binele din lume în familie voastră. La toți care m-au felicitat. Noi vă dorim o zi cât mai frumoasă, o sărbătoare pe cinste. La mulți ani dumneavoastră!